La Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare, Sfânta Liturghie a fost oficiată astăzi de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Din soborul slujitor a făcut parte și Părintele Conferențiar Constantin Necula, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, un apropiat al tinerilor băimareni. Ierarhul i-a oferit acestuia la finalul slujbei ordinul preot Nicolae German și mai multe albume apărute la editura eparhială. Atât părintele profesor cât și preasfințitul părinte Iustin au vorbit despre importanța prezenței tinerilor în biserică. Suntem binecuvântați în biserica noastră ortodoxă să avem astfel de tineri care cresc în familii binecuvântate și care iubesc legea strămoșească și credința creștină și cultura românească, care cinstesc și păzesc poruncile, care frecventează sfintele slujbe, care umplu sălile de conferințe atunci când părinții duhovnicești, ierarhii și duhovnicii, profesori de teologie, le susțin anumite prelegeri și conferințe și care sunt aproape de biserică. În catedrala noastră, mai întotdeauna, 25% dintre participanți sunt tineri, ceea ce însemnează că avem o fibră sănătoasă, avem încă un popor care nu și-a pierdut conștiința creștină și iubirea de neam și țară. De aceea, astăzi mulțumim lui Dumnezeu că am fost împreună cu Părintele Profesor Universitar Dr. Constantin Necula, care ne-a și împărtășit cuvânt de învățătură, că am avut o expoziție frumoasă de creații artistice de elevii de la Școala Nicolae Iorga, coordonată de doamna profesoară Rodica Pop, și că în cele din urmă ne pregătim pentru a întâmpina praznicul cel mare și sfânt, praznicul bucuriei, adică cel al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. O zi cu totul specială pentru mine, ca și cum aș întoarce acasă, și o surpriză plăcută oferită de Preasfințitul Iustin și de tot ceea ce a însemnat praznicul zilei de astăzi, un praznic al liturghiei și al bucuriei. Catedrala de aici din Baia Mare are ceva cu totul special în ea, nu doar că e a copiilor și a tinerilor, cum des repetă Preasfințitul Iustin, ci este spațiul în care cobori ca să urci. Înveți poate mai bine decât dregătorul din Evanghelia de astăzi că pentru a te apropia de Hristos e nevoie de o adâncă smerenie și că râvna fără smerenie nu folosește la nimic. O zi frumoasă în care ne-am întâlnit între prieteni și eu nădăjduiesc că România așa poate să meargă mai departe, cu tineri valoroși și cu oameni care se respectă și se iubesc. Preasfințitul Părinte Episcop Iustin i-a oferit cu acest prilej și profesoarei Rodica Pop Ordinul Iustinian Arhiepiscopul pentru organizarea expoziției de artă plastică Gânduri de iubire. Evenimentul face parte din proiectul de tineret 1921-2021 Iustinian Arhiepiscopul, Tinerii și Iustinian. Acesta este organizat de Școala Gimnazială Nicolae Iorga din Baia Mare și Școala Generală Vasile Lucaciu din Șișești. Am unit cele două școli și au lucrat împreună. Am publicat Gânduri de iubire cu toate lucrările copiilor, eseuri, poezii și artă plastică. 10 ani l-am colindat împreună cu elevii și cu copiii școlii Iorga, pentru că eu am fost profesoară la școala Iorga și Preasfințitul a iubit această școală și școala vine să-i întoarcă acest prinos de iubire prin sufletele pure ale copiilor. Iubire aduce iubire. Iubirea semănată între noi, iubire primește. Lucrările au fost expuse în sala bizantină a Catedralei Episcopale, în prezența primarului municipiului Baia Mare.